Azi am avut o întâlnire cu echipa școlii de limbă engleză, English for a New Life. Am planificat pentru tabăra care urmează să o avem în luna iulie și am venit cu toți împreună la mormântul Oksanei Dobrovolski, care a învățat la școala noastră limba engleză și s-a implicat cu noi fiind încă adolescentă. Adolescentă s-a implicat la școală, profesoară, redam cu noi și tare ne bucuram să vedem creșterea, implicarea ei, o inimă foarte dedicată pentru Dumnezeu. Și într-o seară, în seara de 13 mai 2004, 12 ani în urmă, când se întorcea acasă de la biserică, s-a întâmplat un accident în urma căruia Oksana a decedat. Și Oksana a plecat la Dumnezeu. Viața ei a fost scurtă din punct de vedere omenesc. Din punct de vedere a veșniciei nu prea face mare diferență, că viața fiecărui din noi este scurtă. Biblia spune că viața noastră aici pe pământ este un abur care se arată puțin el și apoi piere. În față ne stă veșnicia, dar viața aici pe pământ este un timp dat nou în care trebuie să facem alegerile cele mai importante. Oksana a făcut cea mai importantă alegere pentru că ea a ales să creadă în Domnul Iisus Hristos din toată inima ei. Și așa ea și-a mântuit sufletul și a mers la Domnul Iisus Hristos. În seara aceea când s-a întâmplat accidentul, sufletul ei a mers la Domnul Iisus Hristos și ea este acolo și așteaptă învierea morților, când trupul ei va învia un trup duhovnicesc și ea va petrece veșnicia împreună cu Domnul Iisus Hristos. Mai vreau să mai spun un lucru important, că Oksana, fiind copil, fiind adolescent, dar din clipa în care l-a cunoscut pe Domnul Iisus Hristos, ea a căutat să slujească cu darurile care le-a primit. Iar a cumpărat vremea. Ea nu știa cât timp mai are să trăiască. Nimeni din noi nu știe ce se poate întâmpla mâine. Sigur că Oksana nici până atunci, nici poate în seara aceea nu i-a trecut prin cap că tocmai aici fierul vieții pe pământ se taie, se sfârșește aici. Dar Oksana, cum vă zic, a trăit frumos. Și vreau să citesc ceva din Biblie. Un îndemn pe care ne-l dă Dumnezeu în Epistola către Efeseni ne spune nouă creștinilor așa. La capitolul 5, versetele de la 15 la 17 ne spune așa. Luați seama, deci, să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele, de aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia lui Dumnezeu, care este voia lui Dumnezeu pentru restul vieții care ne-a mai rămas. Trăim vremuri bune, așa, vremuri când chipul veacului de acum foarte tare fură privirile creștinilor. Și parcă uităm de lucrurile cele mai importante și în loc să răscumpărăm vremea noastră aici pe pământ ca să slujim împreună cu Domnul Iisus Hristos și să mântuim suflete, mai mult suntem preocupați de alte locuri, de carieră lumească, avere, slavă, nu știu ce, alte bucurii lumești. Oksana a lăsat un exemplu frumos. Ea a trăit o viață scurtă, cum v-am zis, o viață scurtă ca și creștin, dar în viața asta scurtă ca și creștin, Oksana a făcut tot posibilul ca să slujească bine, din plin, să-și trăiască viața de creștină din plin. Mă rog ca așa să fie și viața mea, așa vrem să fie viața la fiecare. Cei care vor urmări video-ul ăsta, posibil mai sunt din cei care o cunosc pe Oksana și amintesc de ea și vreau să vă îndemn pe toți ca să ne purtăm ca niște înțelepți, să ne numărăm bine zilele, să vedem bine cum ne trăim fiecare zi așa, dacă firul vieții se oprește aici, să nu ne pară rău din nicio clipă trăită. Mă gândesc și la cuvintele Apostolului Pavel, atunci când deja el știa că va fi executat, în epistola către Efeseni, în epistola a doua către Timotei, el spune că mi-am isprăvit alergarea, mi-am păstrat credința, acum mă așteaptă cu
cununa neprihănirii. Cu alte cuvinte, tot ce a trebuit să facă, El a făcut. Mă rog așa să fie și viața mea, așa vrem să fie viața la fiecare din noi. Și așa să ne ajute Dumnezeu pe fiecare să ne trăim viața frumos, ca niște înțelepți, înțelegând bine care este voia lui Dumnezeu pentru fiecare clipă a vieții și trăind voia lui Dumnezeu în fiecare clipă a vieții, ca să ne fie o bună și frumoasă investiție în veșnicie, fiecare clipă care ne trăim. Așa să ne ajute Dumnezeu.